v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Astăzi vom vorbi despre comunicarea non-verbală și vom afla o mulțime de tehnici de citire a interlocutorului din fața noastră. Vom vorbi și despre comunicarea energetică între două persoane, iar la final aflăm cum comunică zodiile. Și am alături de mine doi invitați speciali, Elena Angheloiu, psiholog astrolog și cu conferențiar universitar doctor Mircea Aureliță. Bine ați revenit la Lumea Nevăzută. Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi. Și eu mă bucur să te revăd. Bine, v-am regăsit. Domnule profesor, sunteți specialist în comunicare, în comunicarea non-verbală, în comunicarea paraverbală, în toate tipurile de comunicare, da? Ce transmitem noi atunci când nu deschidem gura? Da, este atât de simplu. Înainte de toate, și când nu deschidem gura, noi comunicăm. Această dimensiune este o dimensiune energetică. Pentru că observați, biocâmpul dumneavoastră, biocâmpul doamnei psiholog, biocâmpul meu, deja interferează din momentul în care am intrat și ne-am regăsit aici în studio. Aceste trei biocâmpuri interacționează între ele și întotdeauna apare o rezultantă, un câmp energetic comun. Când am spus câmp energetic comun, trebuie să ne gândim la energia electrică, energia magnetică, energia radiantă, dar trebuie să ne gândim și la alte energii subtile care încă nu au putut fi măsurate, dar pot fi simțite. De exemplu, energia Duhului Sfânt. Și să nu uităm că în Acatistul Sfântului Duh se vorbește despre energie și undă. În Acatistul Sfântului Duh al Bisericii Creștine Ortodoxe constatăm că avem unda energetică și abordarea cuantică a energiei Duhului Sfânt. Prin urmare, faptul că noi stăm acum în față unul față de celălalt, faptul că aici formăm un câmp energetic, câmpul acesta energetic poate fi transmis la distanță, poate fi simțit la distanță. Observați cum am spus, transmiterea este prin intenție, transformarea ține de aptitudinea noastră de a ne modifica vibrația câmpului și simțirea ține într-adevăr de senzorii noștri, senzorii corpului fizic atașați. Asta înseamnă că atunci când dumneavoastră plecați din acest platou și nu mai aveți contact cu câmpul meu informațional, puteți primi informații totuși la distanță despre mine? Numai dacă există un antrenament special al minții și numai dacă, dar nu îi sfătuiesc pe telespectator să experimenteze singur, și numai dacă, pentru că n-aș vrea să intrăm în comunicarea telepatică sau comunicarea la distanță. Este un alt subiect de emisiune. Da, da. Ce se întâmplă? Teoretic, da. Practic, depinde foarte mult de starea de pace, echilibru și armonie interioară a persoanei care vrea să recepționeze, să spunem, acest câmp. Și depinde foarte mult de cât de mult coborâm mintea în inimă. Pentru că aceste abilități se pot dezvolta, pe de o parte, natural, pe de altă parte, prin antrenamentul minții. Prin antrenamente în laboratoare speciale. Este de notorietate faptul că sunt oameni cu care se nasc cu astfel de abilități, dar și oameni care sunt instruiți, care lucrează în anumite servicii speciale, care se ocupă cu așa zisul spionaj psihotronic, care cunosc bine arma psihotronică. Însă, ce vreau să spun? Vreau să spun că dacă folosim această abilitate sau această aptitudine în scop negativ, se întoarce împotriva celui care o folosește. Dintr-un considerent simplu, și e bine să se știe odată pentru toată lumea, în momentul în care eu folosesc un instrument, este precum aș folosi cuțitul de bucătărie. Este pozitiv sau negativ? Îl folosesc și scopul este pozitiv sau negativ. Așa și cu, să spunem, transmiterea la distanță a informației. Dacă scopul este pozitiv, probabil nu se permite și a doua oară. Dacă scopul este negativ, cu siguranță este bine să fim foarte atenți, pentru că se întoarce ca un bumerang împotriva noastră și dacă, de exemplu, nu se întoarce pe termen scurt, pe termen mediu și lung, constatăm că se întoarce împotriva celor din câmpul nostru, adică împotriva copiilor, nepoților, soților, soției, împotriva celor dragi și apropiați, pentru că aici rezonanța și cuplajul energetic este mult mai profund. Prin urmare, când vorbesc, eu emit o energie. De fapt, este o undă sonoră. Dacă nu vorbesc, eu tot emit energie, pentru că biocâmpul meu interacționează cu biocâmpul doamnei psiholog și cu biocâmpul dumneavoastră. Problema este că trebuie să ne recăpătăm această abilitate, această aptitudine, această sensibilitate de a simți starea celuilalt.
din punct de vedere psihologic, Elena, înainte de a comunica verbal doi oameni, ce-și transmit, de fapt? Noi avem deja câteva minute de transmis. Deja publicul știe dacă le-am fost pe plac sau nu le-am fost pe plac. Avem această abilitate ca într-o fracțiune de secundă să descifrăm ce ne transmite cel din fața noastră. De multe ori, atunci când facem cunoștință pentru prima dată cu o persoană, încercăm să o încadrăm într-una din cele patru categorii principale. Și acelea sunt prieteni, dușmani, partener, unde apare atracția sexuală, și indiferenți. Și atunci, imediat, încercăm să catalogăm persoana din fața noastră. Ne este apropiată, vrea să ne facă rău sau avem alte interese sau, din contră, nu dorim să auzim ceea ce ne transmit. Deci, întotdeauna, corpul nostru este o copie fidelă, să zicem, a corpului nostru energetic, a corpului nostru emoțional și este mult mai mult în legătură cu subconștientul, cu creierul nostru primitiv, decât știm noi. Ne este foarte ușor să controlăm mimica feței, pentru că de mici copii am învățat să cerem de la părinți anumite favoruri, de la profesori, de la prieteni. Și atunci știm când să zâmbim, știm când să clipim, știm când să ne încruntăm. Ne exprimăm ușor emoțiile la nivelul chipului, dar corpul de multe ori trădează ceva ce noi încercăm să ascundem. Exact. Pentru că atunci când suntem în public, când suntem în societate, nu mai avem un bun control asupra corpului nostru. Este foarte greu să păstrăm starea aceea de relaxare și de obicei ea apare doar când suntem înconjurați de prieteni, de oameni care ne sunt foarte apropiați sufletește. Dar, la început, când ne prezentăm, întotdeauna se simte o stare de încordare undeva pe trupul nostru. Și cum arată un om încordat? Un om încordat poate fi un om conștient că este încordat și atunci va încerca să păstreze o postură puțin mai țeapănă a umerilor, a torsului și chiar a picioarelor. Dar de cele mai multe ori se va fi trădat de o mică mișcare, fie a degetelor, a mâinilor sau a picioarelor. Pentru că întotdeauna vârful piciorului este cel care direcționează cumva atracția noastră față de interlocutor. Dacă simțim că stăm într-o comunicare relaxată, vom avea tendința să poziționăm picioarele și talpa către interlocutor. Mă uitam acum cum stau eu. În schimb, dacă avem o teamă sau chiar o anumită indiferență, vârfurile, picioarele întotdeauna vor tinde să se îndepărteze, vor fi undeva la 45 de grade. Deci întotdeauna noi transmitem prin corpul nostru acest feeling, această reacție interioară pe care noi deja am simțit-o din prima secundă. Vedem la oameni foarte multe ticuri, da, în timpul unei conversații. Ba își duc foarte des mâna prin păr, ba își duc mâna la bărbie. Sunt foarte multe gesturi din astea mărunte, care știu că au o semnificație foarte importantă. Chiar să au. Dăm câteva exemple, da? Dacă vrei, putem să ne gândim la faptul că noi ca și oameni avem nevoie de o stare de relaxare și pe aceasta o căutăm în permanență. Există câteva mituri despre limbajul corporal. Se spune că dacă cineva își atinge prea mult bărbia sau fața, el de fapt ascunde ceva. Sau dacă stă cu mâinile strânse așa lipite și una peste cealaltă, e o tendință de a bloca. În primul rând, trebuie ceea să... Ceea ce este un pic fals. Exact. Pentru că trebuie să vedem de unde pornește. El este, de fapt, un gest de autocalmare sau de autoalinare. Noi, întotdeauna, când simțim un pericol, cât de mic, avem tendința să ne protejăm zona abdomenului, pentru că este zona cea mai sensibilă din corpul nostru. Și atunci apare această poziție. Și pe măsură... o autoprotecție, da? Da, este o autoprotecție. Pe măsură ce ne capătă încrederea, persoana din fața noastră, încercăm mâinile să se relaxeze și să meargă pe lângă corp. De asemenea, gesturile acestea de atingerea părului sau a feței pot avea tot acest efect de calmare sau de flirt dacă se face cu o anumită întârziere, pentru că vrem să atragem atenția persoanei din fața noastră. Din punct de vedere energetic, domnule profesor. Că mie zona asta îmi place mai mult energetic. Dacă îmi permiteți, vreau să completez ceva la ce a spus doamna psiholog.
Cărțile care s-au tipărit în România sunt cărți bune și foarte bune, dar credeți-mă, eu sunt oameni credinciosul, ca orice om de știință și orice, să spunem, cercetător din România care se respectă, am verificat toate aceste posturi cu studenții mei și universitari și postuniversitari. Și vreau să vă spun că este o generalizare cu foarte multe erori. Pentru că în momentul în care, exact ce spunea doamna psiholog, poți să stai cu mâinile încrucișate și în realitate, de fapt, omul știe ceva ce își protejează plexul solar din punct de vedere energetic, pentru că plexul solar este centru energetic vital al oricărei ființe vii. De exemplu, țăranii noștri români, dacă mai țineți minte, tocmai în scop de protecție energetică și de susținerea coloanei vertebrale, care este pilonul principal energetic al corpului fizic, ei purtau brâu, acele brâie late. Și întâlni chiar la asiatici cu kimonoul. Exact. Care protejează. Și kimonoul la fel, care iar are un brâu și protejează. E bine, din perspectiva observării repetabilității, repetabilitatea este un indicator științific. Vera Birkenman, Alan Pease, cei care au făcut cercetări în domeniu, în domeniul non-verbalului, au uitat să spună că toate aceste tipare, toate aceste standarde privind posturile non-verbale sunt valabile în anumite culturi. Ceea ce este valabil în cultura anglosaxonă nu este deloc valabil în cultura chinezească. Sau spunea doamna psiholog ceva și mai frumos, expresia facială. Puțini ascultători, telespectatori știu că există o veche știință, știința citirii feței. Știința citirii feței a fost dezvoltată pentru prima dată și aplicată cu toate experimentele și toate practicile respective, unde credeți? În deșert. Dintr-un considerent foarte simplu. Beduinii, triburile care trăiau în deșert, normal, datorită soarelui, trebuiau să-și acopere tot corpul și le rămânea descoperită doar fața sau doar ochii. Acest lucru se întâmpla datorită mediului geografic. Logic. Nu pentru că în vremurile de demult femeia era asuprită. Nu, pentru că în deșert nicio femeie și niciun bărbat nu poate merge cu fața descoperită. Asta e realitatea. Și atunci când se întâlneau diferiți membri ai tribului ca să, de exemplu, să dezvolte afaceri, nu puteau să observe gesturile, mimica, palmele, mâinile, picioarele. Se orientau după față. Ei bine, uite, așa s-a dezvoltat ceea ce se numește intuiția sau, dacă doriți, intuiția facială sau, dacă doriți, expresia mușchilor mimiculare, mușchilor gesticulare. Pentru că, într-adevăr, există o relație de legătură directă între starea emoțională a expresiei faciale și starea musculaturii. Și ceea ce este și mai interesant este că, uitându-mă la dumneavoastră când vorbim, sau altcineva, dacă se uită la mine și dacă cunoaște aceste aspecte, știința se numește Al-Ferasa. Există chiar în Iordania un institut, Institutul Al-Ferasa. Există Al-Ferasa în țările arabe, este foarte, cuvântul acesta este foarte respectat. S-ar traduce la noi citirea feței. Vă dați seama când cei din triburi care trăiau la sute de kilometri depărtare se întâlneau și vreau să știu, să vândă un cal sau să-și vândă niște mirodenii și atunci erau excroși și atunci erau hoți. Și atunci trebuia să se orienteze foarte mult după citirea feței. Este o știință foarte bună. Dar, și am constatat că și aici ceea ce se predă și este valabil pentru expresia facială a unui om din deșert, nu este valabil pentru expresia facială a unui individ din Japonia sau din China. O să vă spun ceva foarte interesant. Aici contează foarte un raport între mintea individuală și mentalul colectiv. Pentru că acest lucru nu a fost studiat energetic. Oamenii au făcut experiențe și cercetări și au încercat să identifice repetabilitatea. Ce înseamnă un zâmbet în cerul gurii, ce înseamnă un rânjet, ce înseamnă conturul buzelor, ce înseamnă niște umbre sau pete pe față. Numai că lucrurile acestea s-au dovedit repetabile într-un anumit fel în Anglia, în altfel în Franța, în altfel în Japonia. De exemplu, în Japonia și în China, și aici l-aș da drept exemplu foarte frumos, eu țin foarte mult la
Qigong și la maestru chinez Lin Kaitin, care este considerat deja un român pentru că stă de atâția ani în România. M-am uitat de multe ori la expresiile chinezilor sau japonezilor. Știți cum să te educați copiii de mici? Nu cumva să zâmbească sau să plângă sau să râdă în fața bunicilor, în fața celor mari sau când ies pe stradă, dintr-un considerent simplu. Pentru că în acel moment îți descoperă o vulnerabilitate. Deci inclusiv zâmbetul, inclusiv plânsul, da, toate sunt considerate vulnerabilități în acel mental din Asia. Vulnerabilități, de ce credeți? Pentru că dușmanul poate oricând să-și dea seama ce-ți face plăcere, să te manipuleze cu acele plăceri, sau poate oricând să vadă ce-ți produce tristețe sau durere și iar o să-ți producă durerea sau tristețea pentru a te manipula. Sunt jocuri care s-au învățat din perspectiva negocierii. Acest lucru este valabil și în Alferasa, și în triburile din deșert. Dar este, știința este minunată, este fantastică. Și faptul că se îmbină cu doamna psiholog e minunat. Vreau să ne spună doamna psiholog acum ce semne ale trupului arată o persoană vulnerabilă, ca să dăm și exemple concrete, da? În primul rând trebuie să ne gândim ce înseamnă o persoană vulnerabilă, pentru că putem avea de-a face cu o persoană care traversează o perioadă de anxietate sau o perioadă de depresie sau o altă tulburare interioară. Și atunci, clar că limbajul corporal va fi foarte diferit al acestei persoane în această perioadă față de ea într-un moment fericit. În mod cert, asta arată clar că ea se va teme și va răspunde la exterior mult mai rapid decât ar fi făcut-o într-o condiție normală. Și atunci nu putem cataloga la modul general, ea este o persoană vulnerabilă. Este o persoană vulnerabilă în momentul acesta. Și cum arată în momentul acesta? De foarte multe ori constatăm că o persoană care trece printr-un moment mai dificil tinde să facă foarte multe gesturi, dacă este tipologia extrovertită. Iar dacă este tipologia introvertită, din contră, va căuta să-și protejeze foarte mult trupul. Asta prin încrucișoarea picioarelor, chiar în momentul în care stă în poziția dreptă, sau această poziție a brațelor, sau chiar o poziționare a corpului cumva cu umărul către interlocutor. De asemenea, persoanele care nu reușesc să se apropie de alte persoane și totdeauna simt nevoia să păstreze o distanță mult mai mare decât cea care ni se pare nouă celorlalți ca fiind firească. Aceștia nu vor ca spațiul lor intim să fie invadat, pentru că ei nu își protejează doar corpul fizic, își protejează foarte mult corpul energetic, pentru că noi, într-adevăr, comunicăm foarte mult la acest nivel energetic și chiar spunem, persoana aia îmi dă o stare de bine, îmi doresc să mă apropii, uneori chiar simțim plăcere să ne îmbrățișăm și atunci clar dispare orice stare de tensiune dintre două persoane. Deci vulnerabilitatea apare în momentul în care persoana din fața noastră nu este stăpână pe corpul său. Iar știi că spuneam la un moment dat că putem să avem așa o față de poker, pentru că o putem controla pe un timp relativ scurt, nu pe termen lung, pentru că există întotdeauna microexpresii și așa mai departe. Dar corpul niciodată nu prea reușește să aibă această, să facem acest corp de poker în care noi să nu exprimăm nimic. Întotdeauna ceva din corpul nostru exprimă starea noastră interioară și dacă suntem atenți, primim așa intuitiv anumite răspunsuri, pentru că creierul nostru primitiv, cel care s-a format de-a lungul sutelor de mii de ani de existență, care ne pregătește foarte mult pentru următoarea, pentru următorul moment din viața noastră, ne dă niște informații. Pentru noi e foarte important să știm dacă ne apărăm sau comunicăm, ne deschidem. Întotdeauna trebuie să avem această intuiție și asta ne-am dezvoltat-o și cumva o primim, este adânc întipărită în ADN-ul nostru. La unele persoane la care se dezvoltă mai mult încrederea în forțele proprii, această nevoie de aprobare din partea celuilalt cam dispare. Și o să observăm că persoanele care ajung mai ușor în poziție de lider, oamenii aceia de succes, ei sunt foarte hotărâți să exprime și ceva. Și nu au nevoie de validare? Nu prea mai au nevoie de validare. Ei nu așteaptă un răspuns. O să vedem că oamenii aceștia nici măcar nu zâmbesc foarte des, pentru că zâmbetul are ca prim rol să trezească o stare de relaxare în celălalt.
Deci comunică celuilalt că ne este pe plac, că este apropiat de sufletul nostru. E o persoană care este foarte sigură de ea sau o persoană care vine din această postură de lider, nu mai zâmbește, pentru că ea nu simte nevoia să-și relaxeze partenerii de dialog. Domnule profesor, am văzut... Ca de obicei, eu vin cu un punct de vedere complementar. Am văzut că nu prea erați de acord. Ba nu, sunt de acord, într-adevăr. Dar ce se întâmplă? Teoretic, acea persoană din minte nu are nevoie de validare. Din minte. Însă la nivel de intuiție, la nivel de energie feminină, la nivel de simțire din inimă, cum spun dragii noștri părinți, da, coboară-ți mintea în inimă. La nivel de inimă ai nevoie de validare. Pentru că mintea te poate minți, inima nu. La nivel de minte, eu pot să am un punct de vedere comun cu dumneavoastră sau cu doamna psiholog, da? Putem să fim în contradicție, putem chiar să ne certăm, putem chiar să ne luăm la bătaie la nivel de minte, la nivel de suflet niciodată. Ori acești oameni au fost educați, instruiți, antrenați mental, pentru că întotdeauna vorbim mai devreme despre raportul între mintea individuală și mentalul colectiv. În momentul în care ieși și afișezi siguranță, încredere, nu zâmbești, nu dai din mâini, nu dai din picioare, se spune că acest lucru dă o anumită siguranță și am de încredere unui mental colectiv. Dar la fel este o problemă de cultură. Pentru că ceea ce e valabil într-o cultură poate să nu fie valabil în altă cultură.